Dragi telespectatori, vă spunem bun venit la povestea unui imn. Sevilla Durfee Holden s-a născut pe data de 21 august 1866 în Jordan, Noua Scotia, Canada, moștenind înclinația spre muzică de la părinții ei, James și Irene Holden. Într-o zi l-a întâlnit pe Walter Martin, care absolvise teologia la Harvard și fusese ordinat ca păstor într-o biserică baptistă. Interesul amândurora pentru muzică a creat o relație specială între ei, s-au căsătorit și împreună au făcut o echipă care a dus binecuvântarea mesajului Evangheliei în lumea întreagă. Sevilla a scris versurile multor imnuri, însă cântul pe care îl vom auzi astăzi, Domnul te va păzi, este cel mai cunoscut dintre toate. Iată circumstanțele compoziției descrise chiar de autoare. Era bolnavă la pat în căminul unei școli biblice din Leicestershire, New York. Îl însoțeam pe soțul meu, care lucra la adunarea mai multor imnuri pe care urma să le publice chiar în școala aceasta. Într-o zi a trebuit să plece în alt oraș pentru a predica, dar era îngrijorat de starea mea de sănătate. Chiar avea de gând să anuleze călătoria. Atunci, mezinul familiei noastre a mers la Walter și a spus: "O, tată, nu trebuie să stai acasă din pricina mamei. Du-te și fă lucrarea Domnului, pentru că El va avea grijă de noi." Când soțul meu s-a întors din călătorie, i-am înmânat cuvintele imnului "Domnul te va păzi", pe care le scrisesem în absența lui, inspirată de cuvintele copilului nostru. Fără să stea prea mult pe gânduri, Walter a mers la micuța orgă din camera sa de lucru și a compus melodia acestui imn. În seara aceleiași zile, Walter Martin, împreună cu alți doi profesori de la școala biblică, a cântat imnul în fața celorlalți profesori și a președintelui școlii. A fost publicat pentru prima dată în cartea de imnuri compilată de Walter, numită Hymns of Redemption, imnurile răscumpărării. În 1930, Walter Martin a cedat dreptul de autor al tuturor imnurilor adunate sau compuse de el și de soția sa, editurii Hope Publishing Company. Walter a murit pe data de 16 decembrie 1965, iar soția sa 9 ani mai târziu. Amândoi au fost înmormântați în cimitirul Westview din vestul Atlantei, Georgia. Da, am putea spune că lumea nu s-a schimbat prea mult de atunci. Oamenii și acum au multe motive de îngrijorare și teamă. De aceea, ce poate birui frica și angoasa noastră este sprijinul pe Domnul Iisus, care ne promite că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Vă chem pe fiecare să ne punem încrederea în El în timp ce ascultăm acest minunat imn. El mi-a curmat durerile toate și mântuire-n dar mi-a adus. El, bunul meu Iisus, eu aparțin lui Iisus, iar El al meu va fi, nu numai pe acest pământ, dar și în veșnicie. Fericirea fără de sfârșit cu Domnul meu eu.
acest pământ.